Astăzi s-a lansat Ziar de Gorj, cea de-a noua publicație online din rețeaua Presa Bună. Liviu Alexa, patronul grupului Media Presa Bună, a vorbit despre noul ziar online. De la deportare s-ar putea crede că e doar un domeniu într-un fiecare județ, dar vă spun că noi facem investiții serioase în această rețea. Fiecare ziar are fiecare județ un sediu, o echipă proprie, în principiu o linie editorială independentă de restul ziarelor. Proprietarul Presa Bună afirmă că Gorjul este un județ mai puțin cunoscut publicului. Nu este neapărat, sau nu numai, județul Liponta este județul care, alături de alte județe, precum Sălajul sau Mehedinți sau Botoșaniu, este cam necunoscut opiniei publice și nu beneficiază de atâta atenție ca județele vedete, cum este Sibiu sau Brașovul sau Clujul. Dar și la Gorj există baroni locali, care papă din banul public și la Gorj există oameni de afaceri puternici din noua generație. După cum în Târgu Jiu sunt și acolo proiecte frumoase care merită să fie cunoscute și tineri care merită să fie scoși în față. Redactorul șef al ediției Ziar de Gorj este Cristian Milea, jurnalist cu multă experiență, mai ales în televiziune, care a activat în trecut la Antena 1 Târgu Jiu și TVR Craiova. În acest moment, din rețeaua Presa Bună, pe lângă Ziar de Gorj, mai fac parte Știri de Bistrița, Ziar de Arad, Știri de Focșani, Ziar de Cluj, Știri de Argeș, Știri de Iași, Ziarul de Craiova și Ziarul de Sălaj.